Cei trei elevi care au concurat pentru funcția de președinte al elevilor din județul Mehedinți au avut mari emoții. Au ținut fiecare dintre ei un discurs prin care au încercat să convingă auditoriul că merită această funcție. Noul președinte a câștigat detașat alegerile cu 13 voturi din 15 posibile. Mereu am vrut să schimb ceva și vreau să spun că dacă n-aș fi încercat acum, dacă n-aș fi fost cel care ar fi luat inițiativa, probabil că mi-aș fi reproșat după aceea că niciodată n-am încercat să schimb ceva. Le transmit să fie drepți, să lupte pentru interesele lor, să-și susțină punctele de vedere, indiferent că discută cu dirigintele, cu directorul și cu oricare alt profesor, să nu se lasă influențați. Cele două posturi de vicepreședinte au fost câștigate de două eleve. Una dintre ele reprezintă liceul de la Strehaia. Ca vicepreședinte al elevilor în Consiliul Școlar Județean Mehedinți, o să încerc să rezolv în mare parte toate problemele pe care noi le avem și o să încerc să dezvolt cât mai mult activitățile extrașcolare și mai ales hobby-urile pe care toți tinerii din ziua de azi le au. Vreau să am cât mai multe activități școlare și extrașcolare și vreau ca liceele noastre să comunice foarte mult. Tu de unde ești? Sunt din Strehaia și reprezint grupul școlar industrial Matei Basarab. Noua conducere a Consiliului Elevilor din Mehedinți va reprezenta drepturile celor peste 11.000 de tineri din învățământul preuniversitar din tot județul.